Atenție mare, omul ăsta în tinerețe a fost gimnast de performanță. A lucrat vreo 10 ani pe șantier, apoi vreo alți 20 de ani în cercetare, iar acum 3 ani, la venerabila vârstă de 77 de ani, și-a deschis o pizzerie în centrul Bucureștiului. Deci are o poveste fabuloasă, așa că îl invit în platou pe omul care la 80 de ani privește încrezător viitorul și e la fel de activ ca la 20 de ani. Ștefan Voșnicianu! Mergem la bar! A venit pizza! Vă rog frumos, unde vreți să stăm? La canapea? La bar? Unde stăm? Unde? La bar? Haideți aici, la bar, că sunteți pe role și presupun că mai ușor. Deci a venit o pizza gata, livrată de omul care este antreprenor. Da, da. Dom'le, felicitări! Mulțumesc! Aveți 80 de ani. Da, împliniți. Acum, în martie am împlinit. În martie ați împlinit 80 de ani, iar dumneavoastră sunteți omul care v-ați deschis la 77 de ani o afacere. Eu am deschis afacerea imediat după 92. Dar la 77 de ani... Am revenit din nou să dau ultimele suflare din mine. Deci dumneavoastră, practic, ați făcut gimnastică de performanță. Da, la juniori. Și spuneți-ne exact toată povestea asta, păi, pentru că aveți o poveste fabuloasă de viață. Și dacă vă întrebați unde v-am văzut noi pe dumneavoastră, vreau să știți că v-am văzut într-o postare pe Facebook a părintelui Francisc Doboș, în care la un moment dat spunea: nu fac reclamă la pizza, fac reclamă la omul ăsta care are 80 de ani, da, și are atâta forță. Ați avut o pizza de la noi de acolo, foarte bună, și i-a plăcut și m-a văzut și pe mine când defilam cu rolele în față pe acolo așa. Și l-a întrebat pe domnul Pizza: dar cine-i domnul ăsta? Zice: păi patronul meu, șeful meu. Și am intrat în discuții cu dânsul și m-a făcut niște poze și zice: o să vă fac o surpriză, că vă fac o reclamă, nu știu, cam așa ceva, a zis pe Facebook-ul lui. Domnule, felicitări! 80 de ani! Da. Și deci povestea, știți ce, dacă vreți să veniți cu rolele aici, să stați... Păi da, nu, mai fac o tură atunci, nu? Cum? Să mai fac o tură. Mai faceți, mai faceți o tură. Nu e nicio problemă. Ciucă. Ia uite, tati, pizza. Asta e, perfect. Acum știți cum ar fi, domnul Ștefan? Ne-ați dat gata dacă ne-ați spune, domnule, că ați învățat să mergeți cu rolele astea la 70 de ani. Nu am învățat eu, de mic copil am învățat. Deci ați fost sportiv totdeauna, da, nu? Da, am învățat de copil cum era pe gheață, cu oase de alea de purcel, de ce era, le punea pe picioare și așa. Și pe urmă am luat de-alea cu cheie, cu nu știu ce, și am patinat tot timpul. Dar stați un pic, deci ați făcut gimnastică de performanță? Da, în școală, da, până la 18 ani. După aceea? Și după aceea a trebuit să intru în producție și m-a preluat de la concursurile astea interșcolare ăștia, arbitru, care eu eram la Călăraș. Și m-a văzut că așa am stofă un pic de gimnastică. Zicea, terminam școala și zicea: ai vină la București după ce. Și după aia? Deci și am venit la București, că mi-a zis el să vin. Am venit, am făcut vreo 2 săptămâni de antrenament la clubul lui și urma să mă angajeze undeva în București. Și între timp, tot din o recomandare de la Călăraș, la profesorii mei, m-a dat la București la o întreprindere de hidroameliorații. Și m-am dus și acolo. Și acolo m-am întâlnit cu un tânăr care mă cunoștea. Ce, domnule, păi pe șantiere, că să câștigă bani mult, nu știu ce. Pe șantierele patriei? Da, și am muncit 10 ani pe șantierele patriei, pe excavatoare, pe toate astea. Căsătorii? Da. Căsătorii, sigur. Copii? Fac acum anunta de aur, în ianuarie, februarie. 50 de ani de căsătorie? Da. Și soția merge pe role? A, soția e mai bolnăvioară, cu coloana, cu asta. Deci noastră 80 de ani, iar în ianuarie faceți 50 de ani de... căsătorie și facem o nuntă mare. Și copiii cât?
Copiii doi. Unul l-am preluat eu de la soție și unul am făcut cu soția împreună. Un băiat și o fată, nu? Da, și doi nepoți. Și doi nepoți. Da. Domnule, să vă trăiască, ne place foarte mulțumesc. Mult câtă pasiune aveți și câtă forță. Îmi pare rău că nu stați mai mult aici să vă vadă lumea cum stați pe role. Dar aveți și numărul de telefon foarte vizibil și mie că o să vă sune toată lumea. Nu are nimic, mă. De asta zic, eu am zis să stați. Și așa două în jumate fac pauză, am mers... De asta zis eu că... Pe avarie a funcționat până acum, pe avarie. Da. Și acum să-i dăm drumul la foc, continuă. Da, pe de asta zis eu, vreau să stați aici ca să nu se vadă că o să vă sune, domnule, nu mai puteți să faceți față. Așa. O să vă sune toți, de asta, nu știu cum să stăm. Da, ține. Am înțeles, cum vreți dumneavoastră, eu rezist. Nu, îmi place de dumneavoastră când vă văd, domnule, pe role la 80 de ani și câtă energie. Și câte angajați aveți? Am avut doi, iar unul dacă... N-am mai avut posibilitate să mai plătesc, a rămas numai pizzarul și face el de toate. Și jmotru. Deci și... pizzarul face jmotru, face pizza, noastră livrați? Eu fac livrare și acum am propus... Stați pe scaun cumva? Nu, bine, stați pe scaun. Sau aici, stați cum stați noastră mai bine. Și... Așa. Și acum am pus de gând că eu am început... Stați că îmi caut un loc ca să de asta să stau lângă dumneavoastră. Da, să mă auziți, da. Da, ca să nu așa ziceți. Da. Și prima pe mine m-a băgat în șomaj de la institut. Și copiii erau la școală, trebuia să mă apuc de ceva să fac dacă asta. Și am început de la cercetare, din institut de cercetare de 20 de ani cu brevete, de invenții cu astea, mama a început să fac comerț ambulant. Luam croissante în navetă și mergeam prin piețe cu ele. Și nu mi-era rușine. Și așa am ajuns la 8 puncte de lucru, care domnul Băsescu mi le-a demolat că așa a fost ordine. Erau chioșcurile alea. Chioșcurile alea. Eu aveam chioșcurile alea de lapte, că am vândut numai lactate și pâine. Nu m-am băgat pe țigări. Da. Și acum, deci noi astea, ce, la ce oră vă treziți? Eu mă trezesc, de ce? Pe la 7, așa. De ce? Că deschidem pizzeria la... 11. Dar la 7 și la cât vă culcați seara? A, pe la 11-12, așa. Sunteți, cum să zic, foarte plin de viață, așa, energic. Da, 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 adică eu mă consider ca și dumneavoastră, dacă ne luăm la întregere, orice, nu... Nu, eu cred că aveți mai multe șanse să ajungeți primul decât... Da, așa, și pe role, și pe pasare. Dar mergeți, mai faceți și sport sau doar cu rolele? Cu role și acasă fac... pe bicicletă, pe bicicletă fac 3 exerciții abdominale, toate astea, am și plan înclinat, am mai multe. Uitați, colegul meu, Radu Ciucă, întreabă dacă ați fumat vreodată în viața noastră. Nu. Vedeți? Vedeți? Atât am avut de zis, domnul Radu. Da. Deci n-ați fumat niciodată? Nu. Niciodată? Nimic așa de curios? Când eram copil, așa? Aveam un frate mai mare și se mergea la băieți acolo și fuma, să nu-l spun la taică-miu, îmi dădea și mie așa să trăi. Și pe urmă, că era, aveam 8-9 ani, ne-am dus vara la vie, așa cum e la țară. Și am luat un pachet de naționale în locul și am tras acolo că te învăța să tragi. Deci ăla a fost toată experiența. Și am fumat atunci, am leșinat și după urmă am revenit și de atunci a pasit. Deci am foarte mult sport, chipzuit, atent la tot ceea ce faceți, alimentația. Da, alimentație, da, asta natural, așa mai mult, vegetal. Adică carne? Carne, da, da, dar puțină, nu. Eu mănânc ca să supraviețuiesc, nu că să mă, nu, chiar nu răvnesc la chestii dintre astea și astea, mănânc potrivit. Atent. Și mă mențin la 70-72 de kilograme. Întotdeauna ați fost atent la treaba asta, nu la kilograme. Da, 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 da. 80 de ani, antreprenor, domnul Ștefan. Da. Deci ați aflat stilul de viață. Se trezește la 7, se culcă la 11. E atent la ce mănâncă? Câte mese aveți pe zi? Sau nu stăți atent la asta? Mesile nu prea le mănânc. Sunt mai plecat. Mai ales acum și cu pizzeria. Dar pizza mâncați? Sau... Da, da, avem și pizza de asta vegetală. Avem cu... Și numai cu brânză, cu brânzeturi. Nu numai cu carne. Avem de toate, da. Și vreau să întreb, la 80 de ani, cum e viața noastră de antreprenor? Vă ajută statul? Merge totul ca pe roadă? Hai de mie, hai să vă arăt documente. Am acum 10.000 de euro de plată, datorie, că n-am plătit chiria, duan și ceva. Păi dacă am intrat în... pandemiei. Pandemie. Mi-a scutit 2 luni de zile și încolo chiria, facturile merg. Dar am făcut trimitere la domnul primar să-mi facă eșalonare sau să mai mă scutească. Doamna Firea, chiar când am făcut eu contractul nou,
am mărit de 10 ori chiria. Și dacă eu m-am apucat, am investit ce puteam să dau înapoi, am mers înainte, că zic, dar merge. Dar a venit pandemia și nu s-a mai știut. Da, și pe urmă n-am mai scos bani. Asta dar și... mie îmi place atitudinea noastră, dom'le, mers da, înainte, acum... la 80 de ani, cum să mergi? Tot înainte, cu păi energie, înainte, cu elan. Și acum, dacă îmi dă Dumnezeu zile, eu plătesc și datoria aia în, în an de zile, că mi-a pus blocaj pe... Puteți să mai stați pe rolă sau vreți să mergem ba, pe canapea? Da, da, nu, nu. Să-mi ziceți de asta, adică... Nu, nu, nu. Să nu îmi pară nepoliticos că vă țin mi-a, că stăm mi-a în picioare. Mi-a blocat cardul de la asta și n-am mai putut să asta. Am făcut împrumuturi la cea recă de la bancă, nu mai dăm împrumut, ca să mențin pițarul în continuare. Deci dumneavoastră aveți un pițar și de care, aveți, și dumneavoastră, de care da. Aveți grijă și ați făcut pentru împrumut el și... mai mult, adică pentru el, că să nu pierd... asta, că eu am cu ce să trăiesc, eu n-am, nu fac ca să mă bogățesc eu. Să-l țin pe băiat, să dau și datorii la stat și să mai angajez dacă se poate după aia. Că, pe urmă, dacă mărim producția și cerere, vă dați seama că cu Glovo, cu ăștia, facem distribuie, fac fabrică de mâncare acolo, dacă e. Da. Da. La 80 de ani, atâtea planuri da. Și da. Așa dorință de a face lucruri. Dar numai să găsesc oameni, cum să cade. Băiatul ăsta a venit din Anglia, a lucrat Pizarul. Acolo, l-am oprit eu și acum nu puteam să dau faliment, să-l... el și-a pierdut jobul și m-am luptat în continuare să mergem în continuare cu el. Și, și câte pizza faceți pe zi? Păi am făcut până și 5 pizza, arde focul toată ziua, și 5 pizza, acum depășit 10, 15, cât scot salariul pizzarului este, da. De asta zic, că câteodată o zi întreagă vin doar 5 da, pizza lemnele, și exact cum ziceți noastră, focul ăla arde toată arde, ziua. Arde, păi dacă vin la... Păi la... nici banii nu-i scoateți pe, păi nu, pe gaze și pe gaz și pe ce? Atâta, atâta, am mers pe avarie, cum s-a spus, am mers numai dar ca să... Dar n-ați abandonat. Nu, nu abandonez, nu. Păi și nici n-a abandonat. Nu o să, numai dacă Dumnezeu nu mai mă ține, da. Păi dar familia ce vă zic? Copiii, nepoții? Copii. Nu vă zic, hai, tata este aici, nu, bucură-te tocmai, de pensie, lasă-ne. Nu, tocmai zice că ei nu se bagă, nu le trebuie, că fata e economistă, ginerul iar la fel, lucrează mai la nu la asta, la privat. La privat. Deci este economist, da. Lucrează la privat da. Și când vă văd pe noastră, ce vă zic? Și zice, tata, nu, te trebuie, ne descurcăm, treaba ta, a intrat în jocul ăsta, băiatul este preot, iar la fel are parohia lui, nepotul la fel. Și el pe salariu toate economii și eu mă lupt singur, nici nu dă pe acolo. Da. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă stăm și calculăm, dumneavoastră jumătate din viață, da. Mai mult de jumătate din viață, că de 30 de ani, deci mult mai mult de jumătate din viață, da. Ați petrecut-o în comunism. A, și da, spiritul da. Ăsta de antreprenor, cum a rezistat în perioada aia? Păi în comunism nu era antreprenor, eram păi pe șantiere și acolo să, unde lucram eu, dar asta am câștigat bani, să făcea plată în acord și ăla te stimula cu cât lucrai mai mult, cu atât câștiga, lucram pe excavatoarele alea mari, care acum, atunci erau rare și făceau crucea până comune când ne duceam cu ele la... făceam cu ele. Că lucrai mai mult, primeai mai mult. Plăteai, mă, și te stimula, plăteai, munceai și zi și noapte și luam de două ori salariul directorului. Nu ca acum, că directorul ia de sute de două ori salariul ăsta. Așa era atunci. Și de asta și acum, nu știu de ce nu face și să stimuleze în funcție de ce lucrează, ce produce, nu așa că scriem, sunt 8 ore acolo și asta și da. Asta să știți că sunteți de admirat, serios, domnul da. Ștefan. Da. Pizzeria e în ce zonă? Doar ca este, zona așa Bucureștiului. Ca zona București este pe centru vechi sau pe unde așa, că vreau să văd... Pe Berzei, cum intră în Buzești. Ok. Și... Gata, asta nu e așa numărul. Atache, ci... Da, așa, okay. Așa. Nu, domnule, dar știți cum e? Eu chiar vreau să vă curajez, adică vindeți 5 pizza pe zi și aveți da. 80 de ani și alergați cu role dintr-o parte da, în alta. Da, da. Eu chiar m-aș bucura să vă caute lumea. Păi vă invit lumea. Pe acolo să vedeți că... Livrați pe role, nu? Și aveți că da, aveți... Păi tocmai am vrut să vă... Apărătoare, da. Am în față să opresc la stop sute de mașini și... Eu până acum v-am spus că am început privatizarea așa și nu mi-a fost rușine și acum nu o să fie rușine și când stă mașinile la stop, o iau cu o pizza de asta și mă plimb pe acolo și unul din ei poate o întinde mâna să-i dau pizza și ca să
să încerc să mă rezic. Dar nu înțeleg de ce să fie rușine, că doar mai e vorba de muncă. Cum să-ți fie păi rușine nu, de muncă? Eu știu ce o zice, unii zice, uite moșul ăsta la... Asta se cheamă vânzări directe. Așa, livrare direct. Așa. Vânzări directe, da, exact. Da, așa o să încep. Se uită familia, nepoții, se uită la televizor acum? Acum se uită, da. Le-a da, zis acum... că sunteți? Da, ba, da, le-am spus să uite și... Trebuie să vă faceți și Instagram și Facebook, asta vă lipsește, simt. Păi o să-mi fac, că să pricep la treaba asta. Păi trebuie și Instagram și Facebook. Da. Dar oricum, domnul Ștefan, sunteți senzațional, serios. Da, da, sunteți un exemplu, mi-a da. Dat atâta energie. Ce-aș vrea ca tot tineretul, de exemplu, eu am cu, și nepotul cel mare și astea, eu i-am învățat de mic și pe bicicletă și cu role și toate și notul. Și pe atunci când eram mic, mă duceam cu ei în parc. Acum s-a făcut puturoșos, numai tabletă și pe asta. Și tot tineretul, de asta zic, că ar trebui mai mult, adică... Mișcare. Mișcarea, că tu vedeți peste tot, zice, mișcarea e cea mai bună, nu? Și așa este, eu trăită pe... Sănătate curată. Da, da. Așa arată numai, un om la 80 de ani antreprenor pe role. Îți dă medicamentele alea, reclamă, că se duce la genunchi, că nu știu ce, alifii. Alifia mea este mișcarea, șoldurile, genunchi și să ung singurile. Dar n-ați luat nicio, nu luați nicio pastilă, nimic? E, mai iau de asta, preventivă pentru circulația sângelui, pentru asta. Dar preventivă, nu preventiv. Ceva că vă trebuie. Nu, da, da. Da, așa, da. Dar nu vă doare spatele, nu vă doare... Nu. Nici genunchii de la role? Nu, din contră. Dar ați căzut vreodată cu ele, ferească Dumnezeu? N-am căzut, dar au tăbărât pe mine, că ce... Păi ești la vârsta asta, dar cu caz zup oasele, să vindecă rău. Și atunci... De la inimă, că tot le-a fost frică să nu cad, mi-am luat și cotiere în caz dacă cad, să mă amortizeze. Da, da, și dumneavoastră plecați acum cu perole? Nu, numai pe acolo, în zonă. În zonă. Și vreau să mă duc acum, sâmbătă și duminică, să dă pe Victorie cu bicicletă. Da, da. Și cu echipamentul ăsta o să mă duc pe acolo. Felicitări, da, domnul Ștefan. Mulțumesc. Jos pălăria, sunt chiar da, foarte tare. Dacă vreți să salutați pe cineva... Da. Acum e momentul, sunteți la televizor și dacă vreți să salutați pe Pițar sau pe cei din familie, puteți să-i salutați sau pe vecini. Îi salut pe Pițar, pe familia mea toată dacă se uită și pe toate cunoștințele mele și să mă felicite și ei așa. Așa ar fi ca, pe Pițar cum îl cheamă? Stați așa că... Băi, Pițarule, Mario, domnule, așa, a venit. Mario a venit. Mario. Mario, hai Mario. Mario Fresh? Cum? No. E român, dar a lucrat în Italia și a venit acolo cu forțe noi și cu talentele lor. Vă mulțumim mult de tot, succes. Și vă mai spun că mai deschid un punct de lucru acum. Bravo. Tot pe aproape pe acolo. Pe Griviței la numărul 15. Da, e o terasă nouă acum, pe Griviței numărul 15. Bravo, să rămână. Mulțumim mult de tot. Uitați. Mai faceți o tură, că e bine gazonul ăsta. Zi. E bun asfaltul de la noi din... Domnule, felicitări. Mulțumesc. 80 de ani. Da.